Cântece populare din Transilvania, Oltenia, Dobrogea, Moldova și Muntenia se vor auzi mâine seară pe scena Teatrului Valah, în cadrul unui spectacol de folclor autentic românesc, la care sunt invitați giurgiuveni de toate vârstele, intrarea fiind liberă. Mai bine de 3 ore, soliștii de muzică populară veniți din toată țara vor concerta pentru publicul giurgiuvean, care a demonstrat că știe să aprecieze folclorul autentic. Invităm publicul iubitor de folclor muzical coreografic autentic la o seară de neuitat, o seară în care vor evolua aproximativ 30-32 de soliști de muzică populară practic din toată țara. Avem reprezentanți ai Moldovei, Ardealului, Dobrogei, Muntenia. Un spectacol susținut de acești soliști, acompaniați de ansamblul nostru folcloric Doina Dunării. Este un spectacol realizat și moderat de Georgel Nucă, cunoscut realizator de emisiuni folclorice. Organizatorii acestui eveniment sunt Centrul Cultural Ion Vinea, parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu și TVR București. Imagini de la acest spectacol veți putea urmări în ediția de știri Valahia TV de joi seară.